Rezultatele foarte bune din ultimele 4 runde au creat o atmosferă foarte bună la echipă, spun jucătorii de la FC Hlăul. Fundașul central Andrei Marx speră ca echipa să continue parcursul bun din această perioadă, deși competiția internă este întreruptă timp de 2 săptămâni. Atmosfera e bună la echipă. Am acum 10 puncte, putea fi 12 dacă cu Dinamo era mai atent și nu era execuția care a avut-o Matei. Dar a fost bine așa, să nu mulim pe Dumnezeu și sperăm să venim cu un punct sau cu 3 și de la viitor. De unde această revenire a voastră după începutul greu? Da, într-adevăr, am luat 8 goluri în 2 meciuri. Asta ne deranja cel mai mult. Dar s-a schimbat antrenorul, a venit, ne-a motivat. Au venit și ceva bănuși și tot a fost bine. Am bătut și s-a văzut și pe teren altă atitudine, altă determinare. Vă pare rău că a venit această pauză, erați într-o formă bună. Da, într-adevăr, am într-o formă bună, puteam să jucăm în 3 zi din partea mea. Dar poate vom juca și mai bine după această pauză, vom acumula mai mult și se va vedea altfel echipa. Cu excepția jucătorilor convocați la loturile naționale, toți ceilalți componenți ai lotului se pregătesc pe plan local sub îndrumarea antrenorilor Florin Marin, Mihai Ionescu, Costel Ilie și Radu Lefter.